Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, s-a aflat ieri în mijlocul comunității românești din localitatea Aliburnar, Serbia. Hierarcul a săvăcit Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Arhidiacon Ștefan, în biserica românească din localitate. La final, preasfinția sa a primit din partea Consiliului Parohial două lucrări dedicate comunei Aliburnar. Cu multă bucurie am poposit acum în cea de-a treia zi de Crăciun la românii noștri ortodoxi din Palohia Aliburnar, o localitate importantă și reprezentativă, semnificativă pentru ceea ce înseamnă românii din Banatul Sârbesc, românii din Voivodina, fiind și una dintre comunitățile cele mai importante românești, comuna Alibunar, cu celelalte sate împrejmuitoare, care au și numărul cel mai mare de credincioși români din toate celelalte părți în care trăiesc români aici în Voivodina. Ne bucurăm în mod deosebit și resimțim de fiecare dată asemănările și lucrurile pe care le au în comun aceste locuri și acești oameni cu tot ceea ce înseamnă banatul în părțile noastre pe care îl cunoaștem de acolo, deoarece și eu provin tot dintr-un sat pănățean și atât cântarea horului cât, bineînțeles, și aspectul bisericii ne face să ne gândim acesta este banatul românesc și, bineînțeles, arhitectura bisericilor este de asemenea asemănătoare cu a multor alte biserici din Episcopia Ortodoxă română din Ungaria, dar și din alte părți, din Arad și din Caransebeș. Dăm slavă bunului Dumnezeu pentru această zi minunată de asemenea și pentru cântarea copilașilor și a elevilor de la școală care ne-au întâmpinat de dimineață cu colinde și rugăm pe Bunul Dumnezeu să îi ajute pe acești oameni să își păstreze, să își conserve, să transmită mai departe această frumoasă identitate ortodoxă și românească. În prezent, în localitatea Alibornar locuiesc aproximativ 800 de români. Biserica românească de aici a fost construită în anul 1897.